O echipă de cercetători de la Universitatea din Cantabria și de la Universitatea din Cambridge a găsit dovezi care sugerează că un sfert din toate amprentele de mâini antice găsite pe pereții peșterilor din Spania au fost făcute de către copii. Studiind amprentele mâinilor, cercetătorii au observat că majoritatea păreau să fi fost realizate mai degrabă cu ajutorul unor șabloane decât aplicând cerneală pe mână și apăsând-o pe perete. De asemenea, ei au descoperit că majoritatea amprentelor au fost create folosind o tehnică des întâlnită în acea vreme, plasarea unei mâini lângă un perete și suflarea pigmenților pe ea folosind un os gol sau o trestie. Cercetătorii au mai observat că, în loc să pună mâna pe perete, majoritatea amprentelor au fost realizate ținând mâna la o distanță mică de perete, un mijloc de a genera un șablon cu un ușor aspect 3D. Astfel, noile concluzii sugerează că realizarea artei rupestre era o activitate de grup împărtășită de toți membrii, inclusiv de copii. De asemenea, descoperirile sugerează că alte forme de artă străveche, lăsate în urmă sub formă de artefacte, ar fi putut fi realizate de copii.